Así por mi música. Mai, auzi cum urlă seama. Și îți dai seama cât decembrie e, mă, cât decembrie e. 4 decembrie, mă. Auzi ce de ouă fac. Asta deja cred că e al patrulea care îmi cântă. Și dimineață, mă, e ceață, mă, e nenorocire ce e afară, mă. Vecinul a venit cu mașină, uite-te, și mi-a făcut cu mâna. Asta e rar, că eu de-aia nu am aici perdea, pentru că aici nu trece nimeni, mă. Asta e așa o stradă în care nu se trece, mă. Era trece cineva, foarte rar, și cine trece trebuie să aibă într-adevăr drum pe aici. Adică să vină la cineva, că altfel e suspect că ce umblă pe aici. Adică vreau să spun că nu mi-e frică de hoți pe aici. De fapt, nici n-au ce să fure. Ce tot urlați, băi, nu mai urlați. Na, deci așa, mă, că, vezi, asta este perioada cea mai nasoală pentru noi boșborocii, pentru că e noaptea foarte lungă și nu e soare, nu e lumină care ne afectează psihicul. Asta e fără glume, dar știi, eu m-am jurat așa în ghilimele, că nu mă jur, eu m-am zis așa, că nu, într-adevăr nu e bine că să propaci pesimismul. Omul trebuie să fie optimist. În fiecare zi trebuie să ne bucurăm de viață, că când se termină și așa, s-a terminat. Nu, atâta cât trăim, trebuie să fim bine dispuși și gata. Mai ales dacă ești sănătos și nu te doare nimica, nu cum pe mine de atât de des m-a durut capul. Acum am avut și eu ocazia și mi-am cumpărat niște Nurofen. Mi-am adus aminte de Nurofenul ăsta care mi-a recomandat cineva care se pricepe foarte bine la dureri de cap. Și mi-am luat Nurofen. Facebook-ul are, dar numai pentru cei care fac pagini, deci ei zice că e Facebook Business, deci Facebook Business, deci pagina de business a lui Facebook are editor pentru subtitrări. Deci editează, ceea ce Facebookistul de rând nu are. Și m-am pus cu ăsta că nu am un alt statut acolo de businessman și să editez subtitrările astea, că vezi, eu tot mi s obsedat de chestia asta, că eu tot vorbesc românește și sunt în Ungaria, nu, că în mod normal ar trebui să fiu patriot ungur și să vorbesc ungurește. Dacă am venit în Ungaria și sunt ungur, nu? Păi să... Și aici propag limba română, nu? Acum, să vezi ce chestie interesantă, m-am uitat și se duce la Timișoara Orban Victor, mă. Asta se duce Orban Victor la Timișoara ca să aniverseze 30 de ani de la izbucnirea Revoluției din Timișoara. Se duce la Tökes acolo, știi? Că știi că majoritatea sunt împotriva lui Tökes, că e ungur. Vezi, râca asta prostească dintre unguri și români, că de-aia nu-mi dă nici mie pensie, că zici, bă, ai plecat, ai trădat, du-te, da. Eu am trădat? Ce-am trădat eu? Că aici tot pe românește fac propagandă pentru români, nu? Na. Deci așa că m-am plictisit de rebusul ăsta. Ieri 5 ouă am avut. 5 găini am. 5 am, 6 am. Am 6 găini și numai 5 ouă. Una a lipsit de la ouat. Dar totuși, mă, îți dai seama, mă. Câte 4-5, 4-5. Acum deja de vreo săptămână numai 4-5, 4-5, și îți dai seama din 6 găini câte 4-5 ouă pe zi, mă? Păi ce-mi trebuie mie? Pensie, mă. Păi nu-mi trebuie mai. Mâine, poi mine deschid magazin de ouă aici, mă.
Da, mai trebuie să luăm viața așa mai ușor și mai glumeț, știi? Pentru că n-ai ce face dacă... Chestia nasoală este că voi care v-ați înhaitat în lucrul ăsta de înregimentați, știi? Mi-e milă de voi. Eu am riscat, nu? Eu am riscat. Bine, sigur, am avut ceva bani la început și am putut să-mi permit să mă joc. Dar am zis, băi, eu vreau să trăiesc până la 65 de ani. După aia, dacă e să mă împuște că sunt prea bătrân, să mă împuște, nu? Dar măcar până la 65 să trăiesc, nu? Dar voi ce faceți? Că trageți ca nebunii și la 65 nu-i precis că mai poți să mai te folosești de banii aia care îi primești. Dacă trăiești, dacă. Și, sau dacă ești integru, nu? Și eu pe riscul ăsta am zis că, băi, și așa nu trăiesc eu mult. Păi și dacă e să trăiesc, ies la cerșit. Da, păi n-am bani nici să mă tun, mai. Da, mă. În orice caz, păsările astea, vezi? Uite acolo. O să moare de moarte bună, o să-i mormântesc în groapă, mă. Păi ăștia nu-i mănâncă nimeni. Ăștia vor muri și vor fi îngropați aici în pământ. Am îngropat deja o pisică aici, a murit una dintre pisici și acum urmează să fie... Ce faci, bă, George? Am atacat iară cocoșul azi, bă. Deci așa, mă. Ce ziceam? Nu mai știu. N-are importanță. Deci chestia, băi, nu vă pierdeți veselia. Acum, până în 24 decembrie, tot se scurtează zilele și o să fie lumină puțină și depresiile sunt în creștere. Peste vreo 5-6 zile va fi lună plină, atunci e pericol major de migrene și de dureri de cap, dar eu sunt pregătit cu Nurofenul. Da. Și care lucră, se uită seara târziu la videoclipuri. Da, o zi plăcută!